continuăm pe... Am înțeles. Da, continuăm, dragilor. Observați, Alex este un băiat bun. Înseamnă că discuțiile putem purta foarte clar, la vedere. Și Alex, iar ceva, dacă nu ți este, cum să spun, la îndemână pe moment, da. Încercăm să punem întrebări, să vedem că, de fapt, o face un bine tuturor celor care privesc. Da. Da? Lecția are cât mai mare de audiență, dacă lămurim cât mai multe întrebări. Te rog. Următorul exercițiu este 21. Deci există numărul 21. Da. De la pagina 44. 21 la 44. Da, folosind formulele radicalilor compuși, să se transforme expresiile. Ia să vedem. Prima expresie este radical din 5. E 1. Radical, da, e 1. Radical mare din 5 plus 2 radical din 6. 2 radical din 6. Aici ne amintim formula aceea, o știi? Să amintești? Radical din A plus sau minus B radical din C, ca asta fi. Da. Adică, hai să zicem, mai radical din C, că dacă e un B, îl rezolv foarte bine. Sau cum ți-o dat-o la clasă? Radical din A plus minus radical din B, egal cu radical din A plus C pe 2, plus minus radical din A minus C pe 2, în condițiile în care C e radical din A pe fapt minus B. Da. Deci, așa a zis, radical din A plus minus radical din B. Da. Egal cu radical din A plus C pe 2, plus minus radical din A minus C pe 2, unde C egal cu radical din A pătrat minus B, da? Da. Așa. Asta ar fi. Hai să te convingi că e treabă, că e corectă chestia asta. Eu nu ți-o dat-o, v-o demonstrat-o? Nu, doar mi-o dat-o. Hai să vedem de unde vine. Hai să vedem dacă e adevărată și când noi la pătrat, ar trebui să fie bine. Da. Da? Sunt numere pozitive, deci zicăm și stânga și în dreapta. Așadar, vrem să demonstrăm aceea, asta ar fi echivalentă cu radical din A plus minus radical din B, totul la pătrat, fie egal cu membru drept la pătrat, adică radical din A plus C pe 2, plus sau minus radical din A minus C pe 2, da? Da. Totul la pătrat. Echivalentul care înseamnă așa. Prima, la pătrat dispare radicalul, nu? Da. Este asigurat acolo că are loc. A, nu ieșim în modul, A plus minus radical din B, plus sau minus, e egal mai departe cu primul la pătrat înseamnă A plus C, A plus C pe 2, plus minus de două ori primul ori al doilea, da, radical din A plus C pe 2. A plus C pe 2 ori A minus C pe 2 face A pătrat, A minus C pătrat supra 4. 4 și plus partea a doua la pătrat A minus C pe 2. 2. Echivalent cu? Păi A C pe 2 și cu C pe 2 s-o duce. Da. Da? Și face A plus minus A plus minus radical din B egal cu se înțelege aici. Vine A plus C pe A minus C pe 2, C pe 2 cu C pe 2 și vin 2A pe 2, când vine numai A. A. Plus minus radicalul din numărător și din numitor. Da, vine radical din A pătrat minus C pătrat supra, da, supra nimic. Radical din 4 e 2, 2 cu 2 simt. Da. Și este adevărat. Când notăm A pătrat minus C pătrat cu B, B, da. Da? Deci putem să notăm pe... Aici autorul a zis că C-ul. Hai să notăm pe C. C egal cu radical din A pătrat minus B pătrat, da? Da. Dacă ridicăm la pătrat, C pătrat va fi egal cu A pătrat minus B pătrat. Deci în loc de C pătrat, vom pune A pătrat minus B pătrat. B pătrat. F
Păi cum vine atunci? Da, și se duce A pătrat cu A pătrat. Vine A pătrat minus C pătrat egal cu B pătrat. Da. Da? Deci vine B pătrat egal cu... încă o dată. Deci B pătrat egal cu A pătrat minus C pătrat. Și atunci vine A cu A se duce, hai, per timpul aici. Da? Și dacă cărcăm încă o dată la pătrat, vine radical din B. Totul la pătrat egal cu radical din A pătrat minus C pătrat. Nu? La pătrat dispare și ar veni că B egal cu A pătrat minus C pătrat. Deci B egal cu A pătrat minus C pătrat. De unde C pătrat, de aici se rezultă, că C pătrat egal cu A pătrat minus B. A pătrat minus B. Iar C va fi egal cu radical din A pătrat minus B. Așa și s-a zis. C egal cu radical din A pătrat minus B. Nu A pătrat minus B pătrat, C egal cu radical din A pătrat minus B. Atât. Da. Așa. E perfect. Dar de ce așa se demonstrează? Dacă ăsta e adevărat și echivalentul ăla. E adevărat și eu am ajuns la așa ceva. Se poate merge acum înapoi. De la chestia aceea, înapoi, adunăm un an de membri, facem toată operația înapoi, perfect, înmulțim cu un 2 și sus și jos, băgăm sur radical și totul merge, de-aia zic echivalent. Da. Da? Bun. Acum, n-am mai demonstrat-o de multă vreme pe asta, de când eram lucram la catedră prin Moinești, cred că. Eu am lucrat la liceul Petru Hatola, predat. Da, la tehnologii. Da. Popărcescu, da. O să numești. Dar tatăl tău a făcut sus în oraș la... Da, a făcut la... Parcă ți-ai făcut un parascal, dacă mă șerzi. Da, el făcea cu da? Parascal, da. Bine, frate. Da. Vremuri trecute. Acolo, la locul acesta, am avut niște rezultate excepționale. Am avut locul 2 pe țară la matematică, am avut și locul la pentru internațională, al 19 pe cea țării, dar locul pe cea a fost niște rezultate extraordinare. Acela este acum la Microsoft. Dar la Bill Gates acasă. El este generele meu. Mi-am crescut generele din clasa 8-a. Minunat. Băi, ce frumoasă! Ce frumoasă scurtă! O lucru extraordinar. Sunt un sentiment extraordinar să te duci în compania Microsoft, să intri acolo, să vezi, mă rog, în locul unde lucrează el, el are acum și echipă în urmă, trebuie să spun, ai auzit de brățara aceea care îi scoasă? Da, da. Din prototip. Da. El este cel care a lucrat la ea, are cam o treime din softul pentru brățara aceea. A scos a doua generație acum, de o lună de zile a scos a doua generație. Deci am o chestie extraordinară, unică, pe care poate trăi un profesor. Da. Faptul că acolo sunt amândoi copiii mei și fiica mea și genul meu, că au fost colegi de clasă, a fost dirigent, spectacol. Tatăl o știm pe ora. În mod sigur, știi. Da. Noi l-am locuit acolo în Lucăcești. Și ne găseam des. Da, era mea. Hai, zic, asta trebuie să facem, nu? Deci, spunem că A-ul e egal cu cine aici? A-ul cu 5. B-ul e egal cu... trebuie să-l bag pe 2 în supra-radical. 4, 6, 24. 24, da. Da? Și bine? Da, evident. Și ce îl aflăm repede? Ce e egal cu radical? Radical din 25 minus 24 e 1. Și atunci voi avea radical din A, adică 5, plus 1 pe 2, plus 1 totul pe 2, plus radical din 5 minus 1 pe 2, și egal cu radical din 3. Da, radical din 3 plus 2. 5 minus 4 pe 2 plus radical din 2. Da, radical din 2.
Când intri acolo la Prof Online, nu știu dacă intri vreodată, poate o să intri de acum. Da, o să intri de acum. O să tasezi pe Google Prof Online și să intri în link-ul meu apare, intri în pagina mea și acolo apare video apicultură, video matematică, Fundația Prof Online, Prof Online TV, pe Prof Online se poate vedea. Dacă mai e sus acolo, cred, sau dacă nu aici la video matematic, când ai intrat în video matematic, sunt vreo 600 și ceva de lecții, 700 de lecții de acum. Da. Și acolo pe deasupra chiar imediat scrie așa: iată la ce au lucrat, olimpicii mei în ultima perioadă la Microsoft. Da. Ginerele meu și fiica mea la ce lucrat, cam așa ceva. Poștii mei olimpici. Dai click acolo și vezi chestia cu brățara. Da, da, dar aia era prima generație. Prima și a doua, repet, i-a dat drumul acum cu 200 mâini înainte. Asumat. Da. Bine, acum e gata asta, da? Da, da, da. Altul? Următoarele 3 subpuncte sunt ușoare, am înțeles, da. Procesul formula și ultimul mă gândesc că ar trebui să... Hai să vedem. Radical mare din x minus radical din x pătrat minus y pătrat. Asta să facem, da? Da, da. Bun. Păi, au este x-ul. Au e x. Și b-ul. B este x pătrat minus y pătrat. Exact. C este x pătrat minus x pătrat minus y, adică e... Plus y pătrat. Da, plus y pătrat. Că e minus tot da, asta. Da, minus, da. Plus face y. Radical din y pătrat, da. Radical din y pătrat, care face, care face y. Ar trebui să iasă în modul, dar fiindcă am plus minus acolo, este stânsă chestia asta, nu e voie plus minus. Da. Este ecuștația făcută. Și egal cu radical din... Radical din... X. X plus y, da. Tot pe 2. Minus radical din x minus y totul pe 2. Da. Și cam atât, nu? Cam atât, mai da. Ce faci? Cel mult radical din sus și radical din jos, ai același numitor, radical din 2, deci aș mai putea să scrie cam mai departe cu radical din x plus y minus radical din x minus y, da. Totul pe radical din 2. Da, tot. Dacă mai vrei, raționalizezi și zic radical din 2 pe lângă, radical din x plus y, minus radical din x minus y, totul pe 2, da? Și așa, cam, da. Cam așa în viață. Apoi, cam asta ar fi toată tema mea. Cam toată tema ta. Da, mai am... Hai să vedem dacă vrem și niște chestii mai frumoase. Adică, ceva care să te... să-ți placă. Și ție să ne placă și nouă. Hai să facem pe ziua 25 ce-o fie aici. Nu? Da. Să se calculeze asta. La și jumate în linie. Celalt și din clasa 4, artificii și atunci... Mai avem câte este ceasuri? Și 12. Ah, avem, poate. Perfect. Poate el și rezolvat. Să se calculeze. Să se calculeze. X la puterea 1 pe 2. X la 1 pe 2. Plus Y la 1 pe 2. Da. Toată expresia asta la puterea minus 2. Da. Pe lângă X la minus 1 plus Y la minus 1. Plus linie de fracție 2 supra x la 1 pe 2 plus y la 1 pe 2 tot la puterea 3. Așa, da? Da, nu, da. Toată fracția? Nu, 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 tot numitorul. La, da? La puterea 3. Da. Pe lângă... Tot la numitor, nu? Nu, 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 la... De la numitor, fracție, da. Da, da, da. La x la minus 1 pe 2 plus y la minus 1 pe 2. Și în paranteza asta bănesc. Da, în paranteza. Și nu mai sunt la început de nu, nu, nu.
Hai să vedem. Egal mai departe. Desfacem paranteza. X la 1 pe 2, zic radical din X. Da, radical din X plus. Hai să zicem radical din X plus radical din Y, facem un test mai ușor. Da. Totul la minus 2, nu? Da, pe lângă 1 pe X. 1 pe X plus 1 pe Y. Plus 2 supra. 2 supra radical din X plus radical din Y, totul la 3. Ori 1 pe așa, 1 pe radical din X, 1 pe radical din X plus 1 pe radical din Y în paranteză. Și egal cu. Ar să te facem acum. Faptul că e la minus 2, 2 e 1 pe. Ține 1 pe, da. Ia să zicem 1 supra. 1 supra X plus Y plus 2 radical plus Y plus 2 radical din X. Da, am și la pătrat, nu? Da, înțeleg. Da. Înmulțit cu... cu X plus Y. X plus Y supra. Supra XY. Supra XY, da. Plus? Plus 2 supra... Deci plus 2 supra... 2 supra radical din X la a treia. Așa ar fi, radical din X la a treia. Dar eu zic să lăsăm așa, radical din X plus radical din Y, să văd dacă se prinde de ce la a treia. Ori, aducem același numitor aici. Radical din X plus radical din Y supra radical din X. Ai înțeles de ce am lăsat așa? Da, da, se simplifică acum. Sigur, de la asta. Și rămâne la puterea mea. Da. Și este egal mai departe cu... X plus Y. Cred că revin să las radical X, radical Y la a doua. Da. Deci, o să zic X plus Y. X supra. Plus Y supra. XY pe lângă. Pe lângă X plus Y la pătrat. Radical din X plus așa. Radical din Y la pătrat. Așa, plus 2 supra. Plus 2 supra. Radical din X, Y. Corect. Pe lângă radical din X plus radical din Y la pătrat. Corect. Și egal mai departe cu? Departe cu... Mă vedem de exact la aceeași numitor. Numitorul comun este văzut aici. Deci trebuie să amplificăm aici un radical din XY. Da. Că aici poți zic radical din XY la pătrat, nu? Deci amplificăm cu radical din XY. Y. Și o să avem egal mai departe cu? X plus Y plus 2 radical din XY. Y supra XY. Corect. XY pe lângă radical din X plus radical din Y. Totul la pătrat. Ah, da, și sus de radical exact. Din X plus radical din Y la pătrat. Supra XY. XY pe lângă radical din X plus radical din Y la pătrat. Și se simplifică. Da. Și dă 1 pe XY. XY. La început când ne-am uitat părea așa ciudat. Da, da, după. Dar el se așează frumos. Spuneam așa că o stare de bine m-a prins cele două rânduri când am intrat în companie, pentru că compania Microsoft este Redmond, este asemenea ca un orășel. Da. Atât de mare este. Și dacă se merge de colo-colo, de la o clădire la alta, se merge cu mașini, sunt mașini care o să pierdă timpul să te duci și ai o problemă de rezolvat, sau știu. Și o stare de bine, spuneam așa, m-a prins când, în momentul în care am intrat acolo și la capătul culoarului era el, numele lui, Mr. Dumitrașu Adrian, și pe culoar, stânga și dreapta, erau, să spunem, birourile celor pe care îi coordonează. Da? Și la fel și la fiică mea lucrează Microsoft, lucrează pe Windows. Da. Da, ea
acolo. Și la fel și ea avea grupul de acolo. Iată că la Moinești, la Liceul de Petrol de Moinești, este o situație fericită, să zic așa, ajungând doi tineri în compania Microsoft și chiar în management. Iar el, fiind cel care a fost clasat pe locul al 19-lea în toți liceenii țării, da, la națională, am luat locul 2 cu el, am luat, o intrat și în baraj, și la baraj s-a intrat în cei 25 pe poziția 19. Și acum este între 50 la baraj. Din cei 50, 25 sunt luați și sunt pregătiți de către universitare pentru a se face echipa celor care reprezintă la internațional. Da. Cel a fost pe poziția 19. Deci un rezultat spectaculos. Eh, am mers acolo vreo două săptămâni, eu zic un dirigente, eram dirigintele lui. Domnul dirigente, nu-i treaba simplă acolo, el era și o situație materială mai specială, în sfârșit, nu avea tată și n-am găsit o soluție să-l sponsorizez, să pot rezolva problema. Da, sigur, un astfel de succes l-a catapultat foarte tare, pentru că când și-a pus CV-ul pe internet și acolo a apărut rezultatul lui, nu terminase facultatea în clasa 12, în anul 4 și la Microsoft s-a deplasat o echipă, l-a audiat în România și le-a oferit toate condițiile și a plecat acolo la state. Ce vreau să spun, eu am făcut și informatică. Deci am fost profesor și matematică și informatică la Lucăcești acolo, nu avea cine. No. În 92, când m-am hotărât să fac profilul ăsta, asta a fost ideea mea și la momentul acela nu era nimeni. În 92, informatica era o vorbă. Da, un vis. Un vis, așa, sigur că da. Și îmi amintesc că am avut șansa să am o legătură așa frumoasă cu directorii la schele de acolo. Și m-au sponsorizat și eram cel mai dotat liceu din Moldova. Aveam 7 calculatoare, 286. La vremea aceea, nu, Iașu, liceu de informatic, de multă vreme, avea doar două calculatoare, 286, cumpărate cu fondurile părinților, la contribuția fiecare. Ți-am spus aceste lucruri pentru că e limpe de un lucru. Atunci când îți pui în cap ceva și vrei să faci ceva, exact așa cum să nu crezi că lucrul ăsta îl mai găsești frecvent. Nu. Deci ceea ce fac eu este iarăși o chestie unicată. Da. Da? Deci nu... Mă rog, la timpul ăsta nu-și pierd timpul să fac așa, vremea să fac așa ceva. Dar eu am încăpățâneala asta să cred că lucrurile trebuie schimbate. Pentru că școala, așa cum se face acum, este o școală mult rămasă în urmă față de nevoile, nu răspunde nevoilor de cunoaștere a elevilor. Varianta cu manualul printat e depășit. De aceea am construit videomanualul. Și sunt convins că ăsta va fi viitorul. Adică, în bancă, tu când stai elev acolo, nu ești totdeauna într-o bună dispoziție să urmărești tot ce faci la clasă. Ești alteori nu. Și scapă din explicații, nu știu ce. Uneori și profesorii plictisit. Și uneori nu are nivelul acela care ar trebui să te fac să înțelegi exercițiul respectiv. Și atunci, chestia asta înseamnă ce? N-ai înțeles bine astăzi acolo, nu înțeles poimene, se rupe lanțul și s-a terminat cu matematica. Ei, dacă ai filmul lecției, atunci când tu ai nevoie, te duci acasă și când ți-ai pus filmul și vezi explicațiile pe voi odată, de două ori, de trei ori, în zona unde n-ai înțeles-o bine, nu mai bancă, nu te ridici, spui, domnul, să nu am înțeles acolo. Da. Stai acolo, liniștit, zici, lasă, nu mă vadă, nu mă simt. Deci, impactul pe care îl voi produce va fi unul deosebit. Este o revoluție în tehnologia didactică, sunt convins de asta. Știința ne-a învățat pe cineva ceva ce tu știi. Trece acum pentru reconstrucție ideea asta, pentru reformularea metodelor. Și una din metode asta va fi filmul lecției. Și tu, ca elev, în scurt timp să prinzi ideile. Că ce ai făcut acum?
Păi nu mai vreau pe cealaltă, nu mai vreau. Nu vreau să pierd timpul. Da. Vreau să am înțeles ce trebuie făcut, mă descurc, da, mă duc acasă și fac treaba. Deci nu e important să faci 10 exerciții de același model. Să faci unul la care îți găsești mai multe idei. Asta e altă poveste de lucru, nu? Deci, eu sper că Alex o să facem o treabă bună. Să fixăm ziua de luni deocamdată, da, luni poți să vii, da, în cap de discuții. În fiecare luni. Dacă o să mai găsești pe parcurs o fereastră undeva, eu spun și ce posibilități aș mai avea. Deci, aș mai avea pe joi, dar mi-a spus Vlad că joi ești ocupat. Da, joi ești ocupat. Da, ești ocupat. De la 4. Tu ești în clasă cu Pantelimon, nu? Da, cu Andrei. Cu Andrei, da, da. Cu Andrei. E un băieție bun. Da, da. Așa. Faci și informatică? Cu cine faci voi informatică? Doamna Chelba. Nu știu. Deci rămâne să ne mai gândim, da. Dacă în cursul săptămânii mai găsim o fereastră, ne putem gândi. Dacă nu, vedem cum. Mai există și varianta de la... Dacă nu vine Vlad, da, la 8:30, poți să vii tu să ne gândim la o chestie asta. O 9:30, o oră jumate, o oră jumate, nu 2 ore și ceva, cum mă duce el. Mai gândește și asta. Când apare el așa, spune, domnule, vin eu locului. Da, da. Că la 8:30 nu mai ai altă... Da, la 8:30 este. Ne facem tema. Pur și simplu, tema. Deci asta e obiectivul, vezi? Da. Cum a făcut acum, loc să stai acasă să faci tema, vine și o facem împreună. Da. E o chestie deșteaptă. Deci la 8:30, da. La 8:30, Vlad nu. Că nici el nu vine zi de zi. Da. Are zile, ca așa, ca ne... Și atunci să nu vă suprapuneți când unul cât celălalt. Da, am înțeles. Da? Așadar, ne oprim aici. La revedere, pe curând. Bate la ușă, au venit ăștia de pitice, de clasa a 4-a. Schimbăm.